Morcov și alte acrituri. Iarna-i vara-i departe, de ajun nu ne desparte, de când moșul care împarte darurile. Noi ne distrăm! Munciți, fetelor, munciți! Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Ce? Sunt frate și anul ăsta! 10 dacii noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. Folosește cât mai multe produse ambalate din materiale prietenoase cu mediul. Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Trăiește curat, colectează separat! Și eu depun deșeurile separat. Astăzi punem murături, morcov și alte acrituri. Iarna aici, vara-i departe, de ajun nu ne desparte, de când moșul care împarte darurile. Noi ne distrăm! Munciți, fetelor, munciți! Ei, eu am fost pe la Catena să văd care mai e treaba cu daciile. Și? Ce? Sunt frate și anul ăsta! 10 dacii noi pentru voi! Mă, tu iar vrei să fii Moș Crăciun? Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, o emisiune pe care aș putea o numi de sezon, deși vreau să abordez și alte aspecte cu cei doi invitați ai mei. Este vorba de doi salvamontiști și nu oricare doi salvamontiști, ci Ovidiu Bodean, directorul serviciului județean Salvamont. Ovidiu, bine ai venit! Bine v-am găsit și bine te-am găsit, ca de obicei! Și Doru Oprișoni, șef serviciu Salvamont, județul Nedoara, la fel bine venit în studio. Bine v-am găsit. Domnilor, hai să începem cu partea care e mai delicată acum, pe care am mai atins-o în discuție cu Ovidiu în urmă cu niște săptămâni. Deci am zis director, șef serviciu și chiar mai în glumă, mai în serios, a zis încă această ordonanță pentru reducerea cheltuielilor și comasarea unor instituții prevede, are o prevedere interesantă acolo, că trebuie să fie structuri care să treacă de 50 de angajați. Da? Salvamontul nu are 50 de angajați, prin urmare ar putea suferi o restructurare din punct de vedere al comasării cu altă direcție din cadrul Consiliului Județeanul Nedoara. Este confirmată? Nu este confirmată ca situația? Așa este, da. Așa este și nu, să zic așa, nu ne-ar afecta foarte mult comasarea, reunificarea, cum o denumești sau cum, ce formă va lua, pentru că treaba tot trebuie să ți-o faci așa cum ne-am făcut și până acum, tot trebuie să funcționezi cumva, sub o formă sau alta. Problema cea mai mare este reducerea cu 15% a personalului operativ. Asta este cea mai mare problemă care se ivește. Adică nu suntem un număr foarte mare de angajați. La nivelul județului, la serviciul județean, suntem 21, din care scădem personalul operativ, da? Și rămâne, să zicem, cei care lucrează la birou. Dar și din cei care lucrează în birou, cum e Doru și cum sunt eu, suntem salvatori montani care participăm la acțiuni. Exact, la... nu v-am prea văzut prin birou, sincer să fiu. Deci din 4 persoane care ar fi, să zicem, TESA, totuși 2 le-am salvat. Adică facem muncă 2-in-1, ca la NES. Facem și salvare montană. Dacă se întâmplă noaptea spre dimineață, venim dimineața, mai târziu cu o oră, două, ne odihnim și venim la birou și ne facem și treaba la birou. Deci din punctul ăsta de vedere ar fi un câștig, dar cine ține seama de câștigurile astea mărunte? Acum, la nivel național, zic, nu. Nu vreau să arunc în derizorul discuția asta absolut deloc. Ar trebui ca ordonanța asta să prevadă și reducerea cu 15% a accidentaților, a cazurilor pe munte. Să spună, băieți, ăștia care mergeți la schi și nu știu, ia să faceți voi bine să vă reduceți. Corect. Cu 15% întorsele, fracturile sau mai știu eu
ce? Pentru că mi se pare că sunteți un serviciu. Eu i-am spus, Dovidu, și nu vreau să vă flatez. Eu am încredere când vă văd pe munte. Da, într-adevăr, și noi am vrea să fie o reducere și în cazul accidentelor montane, dar se pare că de la an la an, cel puțin din de vreo 6-7 ani, numărul lor este în creștere. Au început acum, în ultima perioadă, chiar și accidente în zona satelor mai nou. Am ajuns să acționăm și la sătenii care chiar cunosc foarte bine zona. Am avut un caz destul de dificil, să spun așa, acum vreo 2 săptămâni la Buzești de Sus, când o persoană a plecat dintr-un sat în alt sat, persoană sătean de acolo, să se întâlnească cu o mătușă de-a lui și la întoarcere nu a mai găsit drumul. Persoana rătăcită suferea într-adevăr de cataractă și a venit noaptea și n-a mai putut să găsească drumul, a greșit drumul. Am plecat de la Hunedoara 6 salvatori montani, acolo ne-am întâlnit și cu poliție și cu mai multe structuri care fac parte din acțiunile de salvare, depinde pe ce parte vine din 112, după care am împreună cu ei am găsit persoana în jurul orei 5 și ceva dimineața, aproape de 6. Persoana stătea într-un loc, nu mai vedea nimica și stătea jos și aștepta să ori să vină ziua, ori să se întâmple ceva, nu știa nici el, că era, l-am predat la ambulanță. Iată, deci, pentru salvarea unui om, câte persoane au fost necesare? Da, multă logistică care și mult efort care se consumă, logistică, efort, combustibil, că oameni. Mie mi se pare că apare o contradicție, adică foarte bine că la nivelul județului se dorește creșterea numărului de turiști, da. Și une doar acum crește numărul de turiști, inclusiv prin faptul că vin mai mulți pe munte, că suntem un județ care nu are câmpii, nu e așa, se fac drumuri în parâng, să se ajungă mai ușor la schi, exact. Drum la strajă, adică să vină mult mai mulți. Păi avem probabilistic, asta înseamnă și mai mulți accidentați. Ne pare rău că da, așa avem este. Avem două exemple concrete care le vom simți foarte tare pe pielea noastră. Straja Reușor. La Straja se va pune în funcțiune noua pârtie cu telescaunul acela. Ce pe care o vedem urcând în colo sus. Până da, în vârful, până vârful Straja. Straja. Da. Deci se va mări zona schiabilă, implicit numărul turiștilor, accidentelor și așa mai departe. Și ai o pârtie roșie spre neagră, după cum spune. Da. Cam așa. Se va mări, sau s-a mărit zona schiabilă la Reușor cu aproape dublu. La anul din nou se va mai mări încă o dată, pentru că s-au montat două teleschiuri, s-a adus deja scaunul, n-a mai apucat și nu mai apucă să-l monteze decât la primăvară, un telescaun, deci se va dubla, tripla zona schiabilă, numărul de așa, așa, așa. Mai departe se dublează, se triplează, noi ne înjumătățim, ne împuținăm, să nu zic, da? A fost și o chestie interesantă acum, apropo de aprobarea pensiilor și legea pensiilor, am venit cu un amendament, cu niște sporuri. Domnule, la noi e o problemă mare cu sporurile. Ieșim la 65 de ani la pensie, așa au hotărât guvernanții, că tragem de tărci până la 65 de ani. Tragem, ce să facem? Cât putem, când nu mai putem, chemăm... Să vă bucurați, nu știu pe cine ar trebui să chemăm. Că asta mă întorc la cine ar trebui să chemăm. Am venit cu un amendament pentru niște sporuri, pentru că la noi nu se poate îmbunătăți locul de muncă și condițiile de muncă. Adică te duci când ninge, când plouă, când e noapte, bate vântul, teren accidentat. Cum să le îmbunătățești? A, vorbești cu cel de sus, știți, mă duc la acțiune, oprește o țără ploaia un pic să nu mai ningă. Deci nu poți ocupat, nu se întâmplă toate astea. Nu poți îmbunătăți condițiile de muncă, atunci trebuie să beneficii de niște sporuri. N-au fost de acord. Foarte frumos. Na, ce să zic? E bine și așa. Deci este incredibil. Deci la 65 de ani, după un regim de muncă care ar trebui cu niște grupe, cu nu știu ce, că am văzut practic, sună telefonul și trebuie să plecați. Da, și nu ziua, noaptea, nu contează. Da. Au fost zile în care am avut 4 acțiuni într-o zi. Deci acolo sunt problemele foarte mari, în care numărul salvatorilor montani este subdimensionat cu mult. Adică noi, ca să acționăm ca și un serviciu de urgență, ar trebui să fim minim 36 de oameni Hunedoara și zona Văjiului. Ceea ce la noi suntem de toți, cu mine și cu Ovidiu,
suntem 19 oameni. Deci e destul de greu, de aia și oamenii salvatori montani, dacă n-am avea voluntari, am intra poate într-un colaps destul de mare, pentru că nu se poate face, chiar dacă omul vine de la o acțiune, și o acțiune la noi nu este o acțiune de o oră, o acțiune la noi, toate acțiunile pleacă de la 10 ore aproape în sus, o acțiune care, după care vii acasă, ai nevoie de repaus, ai nevoie de odihnă și poate îți vine altă acțiune și trebuie să pleci. De foarte multe ori am avut discuții cu salvatorii montani, cu băieții noștri, colegii noștri, venim de la acțiuni, bocancii sunt uzi, hainele sunt ude, tu trebuie să pleci la următoarea acțiune, poate ai o singură pereche de bocanci și tu iei uzi în picioare și te duci la acțiune, nu, că nu te lasă legea să ai două perechi de bocanci, patru perechi, nu te lasă legea. Te zici că mergi la morcui. Deci la noi bocanci sunt o problemă, pantalonii, hainele, toate sunt o problemă, pentru că tu dacă ai plecat la acțiune, cu siguranță hainele când ajungi acasă sunt murdare, nu mai spunem că asta este, dar ude. Și atunci tu trebuie să le iei pe tine, că reprezinți instituția în care pleci și tu trebuie să ai scris pe tine salvamont. Și de multe ori aici este o problemă. Nu poți să te duci cu altfel de haine și știi foarte bine, acum mergi la munte, o pereche de bocanci, nu poți să-i speli în mașina de spălat sau în alte și condiții. Nu poți să te sau duci să te duci în ăștia care de la orice magazin, da? Că uite, arată bine. Exact, sau să-i usuci în alte condiții, da? Pentru că altfel se distrug. Au și anumite reguli de uscare, nu prea trebuie spălați că își pierd din calitate, din calitatea materialului. Și atunci, de multe ori am fost întrebat, mai veneau și mai pe vremuri așa în controle, și de ce pe fișă aveți două perechi de alea, două? Păi, asta mi se pare... Oare de ce? Exact, când se elaborează o lege, este foarte multă, mi se pare că în ultimele cazuri este foarte multă incompetență. Adică, domnule, facem economie, o pereche de bocanci. Este clar că ar trebui cineva să, când se face acea lege, domnul Oprișoni, domnul Bodeania, spuneți-ne câte perechi, de ce ar trebui să aveți cel puțin două perechi de bocanci? Acum, când se face legea cu bocanci, hai că poate nu știu ei atâta, dar când se face o lege în care ești afectat direct, când e vorba de organizarea unei instituții, aici ar trebui să fii informat. Adică n-am pretenția să ne știe cei din guvern ce facem exact noi, dar ai niște consilieri acolo, ai niște servicii, băi, un consiliu județean, ai niște servicii în subordine, trebuie să te ocupi. Acum stăm împreună cu șefii noștri din consiliul județean, care le mulțumesc că ne-au sprijinit până acum și cred că ne-au sprijinit și ne vor sprijini și în continuare, dar stăm împreună, ne uităm la lege și nu avem ce face. Atâta e de în față, atât de strictă, de nu poți face nimic. Nu ai nicio altă variantă. Da, mă gândesc că totuși nu se pune problema de vreo întrerupere a finanțării, la cel puțin la nivelul pe care îl aveți acum. Nu, deci din discuțiile avute cu cei de la conducerea Consiliului Județean, n-a fost niciodată problema pentru noi, pentru Salvamont. Încă din contră, totdeauna am avut sprijin și am fost ajutați de fiecare dată în tot ce ne-am propus să facem. Noi ne-am dus și am vorbit cu conducerea și totdeauna am avut înțelegere. Pentru că au văzut că și munca care o facem noi nu este o muncă ușoară și eu zic că cel puțin de când sunt eu sunt în Salvamont din 2007, nu știu și nu am avut cu siguranță nicio acțiune la care noi să fi dat greș. Adică întotdeauna noi am dus acțiunile la sfârșit, nu contează că am avut un număr mai puțin de oameni și ne-am descurcat cu ce am avut și totdeauna am fost destul, zic eu, pe plan profesional, destul de apreciați și de alte structuri. Din 2007, eu sunt de trei ori mai vechi în Salvamont și chiar n-am avut nicio ratare, nicio acțiune. În condițiile în care în acest serviciu nu vin oameni care, hai să mă duc eu să mă angajez undeva. Cred că sunt oameni care pun foarte mult suflet și trebuie să le placă muntele, trebuie să dorească să o astfel de viață. Asta a fost și un lucru foarte bun la noi în județ, în județul nostru, pentru că dacă a fost angajări, au fost chiar pe salvatori montani, n-a fost, să zici, alte posturi care au fost vizate de altcineva. Chiar au venit oameni care asta fac. Aici dacă nu-ți faci treaba, se vede de la o poștă și te lasă vorbind singur colegii. Adică acolo trebuie să... totul se petrece în echipă, e ca o familie. Toate salvările și tot ce se face în salvan se face în echipă. Așa spune și legea, așa trebuie să și faci.
depins de tot ce înseamnă pregătire, de pregătirea colegului tău și el depinde de pregătirea ta. Adică trebuie să știi ce să faci în cazuri extreme, ce să știi să-l asiguri el pe tine și așa mai departe. Dacă undeva e o verigă slabă, ori e dată la o parte, ori nu-l iei cu tine, ori spunem la revedere și mulțumim, pentru că nu te poți juca nici cu viața ta, nici cu a oamenilor. Te duci pe o zonă de abrupt unde trebuie să asiguri să vii în coardă, să stai în coardă și să mai recuperezi un accidentat și toată siguranța e în mâinile celui care, să zicem, nu știe. Atunci ai bai. Dar n-au fost cazuri, vă spun, asta e bine. Adică suntem prea puțini ca să ne permitem lucruri din astea, scăpări sau alte. Toată lumea e foarte bine pregătită, s-a investit mult în pregătirea lor și se investește. Asta lucru este confirmat, așa cum mi-a și spus, de premiile și premii ca rezultatele, le spune, pe care le obțineți în competiții de gen, în raliuri pe care, în care exact echipa participă, rezultatele pe care le obține la nivel internațional. Da, pe lângă pregătirea tehnică de care vorbea și Ovidius, trebuie și o pregătire fizică foarte bună. Deci asta în primul rând pentru a ajunge la acțiune. De aia care nu se pot face angajări pe pile. Da, da. Deci pentru a ajunge la acțiune așa, da, de mers 6 ore cu targa în spate, rucsac sau alte cele, eu zic că trebuie să ai o pregătire fizică foarte bună. Și de multe ori am fost întrebați, am avut acțiunea cu vreo 2 ani, cred, și a venit un băiat de la noi, de la Hunedoara, să nu greșesc, pentru că cei din Parângă erau prinși în altă acțiune și nu mai aveau oameni și au solicitat sprijinul echipei de la Hunedoara. Și atunci am trimis un băiat de la Hunedoara care a ajuns acolo la acțiune, deci la accidentat, în 4 ore cu drumul de la Hunedoara la Petroșani, Groapa Seacă încolo, și a fost întrebat, da, a fost întrebat de către persoana respectivă, de către victimă, domnule, dar ce a luat așa mult să ajungi la, aici la acțiune? La care Gabi, băiatul care a participat, i-a zis destul de clar, domnule, dar dumneavoastră cât ați făcut până aici? Și 6 ore. Ce dumneavoastră ați făcut 6 ore de aici din Petroșani? Eu am făcut 4 ore din Hunedoara până la dumneavoastră. Cam care e timpul meu de răspuns? Spuneți-mi dumneavoastră. Atunci n-am mai zis nimic. Cum de-ați venit așa repede, nu? Cum de-ați n-am mai zis nimic ca persoana respectivă. Da. Și pe vremea aia nu beneficiam de ajutorul semnalelor acustice și luminoase. Adică nu puteam, nu aveam voie să le folosim. Da. Da. Mergeai în limita legii pe auto, pe stradă. Bine, e normal. Și greșesc dacă spun că numărul și al schiorilor s-a mărit, dar și al turiștilor și vara și iarna. Mi se pare că foarte mulți turiști sunt și iarna pe munte, chiar în condițiile în care retezatul nu este un munte civilizat ca Bucegiu, să zicem, dar mi se pare că cu atât mai mult vin foarte mulți și vara. Păcat că am avut niște fotografii, trebuia să le dau înainte. Avem o fotografie aeriană de la un voluntar în care ne-a fotografiat câte corturi au fost în sărbătoarea aceea de Sfânta Maria la Bucura. Peste 300 și vreo 20. La 300 și ceva deja le-au încurcat băieți și s-au lăsat pe gubaș, dar peste 300. Și avem o fotografie aeriană cu tot lacul Bucura și împrejurim. Zici că sunt flori într-un câmp, așa. Sunt toate corturile în zona aceea. Peste 300 de corturi, doar să calculezi doar 2 la cort și ți-as o sumă extraordinară. Hotelul Deva și Sarmiz la un loc. Să nu mai spunem, da, și zona Pietrele și Poiana pe Legii și Buta și și dincolo la în vale. Deci, multă, multă, multă lume. E, vin și iarna la schidătură. Foarte mult. Și iarna în retezat, acțiunile sunt foarte, foarte grele. Adică necesită mult timp, multe echipe, multă cheltuială. Bine, sunt, cum a zis și Doru, avem și am avut și în vară 4 accidente și în iarnă sunt foarte multe, mai ales în straja, pe zi. Dar alea sunt pe pârtea de schi. Nu sunt ușoare, sunt accidente grave, de multe ori sunt 6-7 într-o zi pe pârtea de schi, însă retezat sunt mai rare. Dar o acțiune retezat care durează de la 8 până la 10-12 ore, te cam epuizează. Adică acolo te duci 6-7 oameni, 8, cu schi de tură, cu targă, cu tot. Dacă poate să vină și elicopterul în regulă, dacă nu, asta e. Nu e nicio problemă, noi ne desfășurăm activitatea ca și până acum. Cu elicopterul e doar
vorba de gravitatea accidentului și timpul de răspuns mult mai repede și de transport al accidentatului la un serviciu specializat. Uite, vă întreb și vă rog un răspuns, nu că s-ar fi pus să nu răspundeți deschis. În activitatea, în perioada din care lucrați fiecare, numărul de ani pe care l-ați avut, a fost o situație în care să sunați un coleg, să spuneți avem o acțiune și să spună Ovidiu, Doru, mie îmi pare rău, s-o obosit, nu mai pot, nu vin. N-am avut. Eu, cel puțin, eu nu știu să fi avut. Chiar dacă a fost obosit, orice coleg de-al nostru s-a ridicat și a văzut că suntem puțini și a mers și el așa cum a putut. Deci întotdeauna nu a existat, cel puțin de la băieții noștri de Salvator Montan, n-a existat unul care să zică bă, nu mai pot, astăzi nu pot să vin. Nu a existat. Pentru că de fiecare dată am fost puțini pentru un caz care nu știi cât de mare e amploarea când ajunge acolo și atunci noi întotdeauna încercăm să mergem la cât mai mulți la un accidentat, pentru că dacă este de transportat este foarte greu. Pe targă cel puțin când la duci vara. Cât mai mult nu te gândi că nu știu că, dacă nu merg din cifrele care ți le-am zis noi. Da, nu, deci la 6 maxim 8 am fost cred că cel mai. 19 sunt Salvator Montan, da, din care aparțin parte și noi doi. Da, să zicem 17, sunt părțiți în două, Valea Jiului și Hunedoara, zona centrală cu Poiana Ruscă, tot ce da? Deci din ăștia trebuie să de serviciu parte din ei jumătate și jumătate îi lași liber, că urmează cealaltă săptămână și trebuie să o odihnească. Deci când zic mulți, înseamnă 5-6, maxim, că ei sunt cam 4 pe tură, da? Că nu ai de unde mai mulți, 4 pe tură, dacă mai vin și 2 voluntari, fai de mine, este extraordinar. De-aia spun că voluntarii ne ajută foarte mult, da? Ne ajută vara la permanență, când ei știu exact și își programează concedii de zile libere și vin și ne ajută câte o săptămână în munte de permanență de asta. Și voluntarii au o vârstă, unii dintre ei ar trebui spus asta că nu e voluntar la 25 de ani. Pentru noi bun și un voluntar, să facem o paranteză, toți voluntarii sunt calificați, deci toți sunt salvatori montani cu atestate și cu acte în regulă. Nu poți să vii să dai un prim ajutor dacă nu ai amator, un atestat. Amator, am înțeles, da. Aia îl dai pe stradă, legea bunului samaritan, cade cineva, tu nu ești de competență, dar acorzi un prim ajutor, faci ce poți și ce știi. De asta trebuie făcut și cu oamenii care nu sunt în domeniu să faci un pic de prim ajutor, să știe. Cu elevii ar fi bine. Mă rog, trecem peste. De-aia zic, numărul lor la o acțiune nu este... Este cât se poate. Voluntarii vin și cât pot, ne ajută foarte mult... Dar vara ne ajută cel mai mult, pentru că atunci aș programează și zilele, știm exact pe cine ne bazăm și ne rămân cei angajați care au non-stop serviciu, ne rămân în așteptare pentru echipele de intervenție. Am redus, tot din cauza personală, am redus puncte esențiale în munte, unde făceam permanență. De exemplu, la Zănoaga nu mai facem, că nu mai avem personal, nu mai avem oameni, nu mai avem cum. Îți stăteau câte doi oameni o săptămână, o săptămână azi doi, o săptămână azi doi, n-ai de unde, câte 6 oameni pe punct, dacă stai să le adun toate punctele, vreo 12 în tot județul, păi de unde, am depășit deja și la asta organigrama. Aș adăuga încă o activitate, în afara celei de salvare propriu-zisă, faptul că v-ați făcut o cabană cu forțe proprii la pietrele. Nu au fost angajați, nu a fost o firmă acolo angajată. No, este o alte amenajări în munte care pentru cei care merg acolo sunt esențiale. Punți, fel de fel de preparații, punți refugii construite. Deci refugii. Pe lângă acțiunile care într-adevăr sunt și permanențe, noi încercăm să facem, să remarcăm trasee, să refacem podețe, să facem pregătirile necesare pentru sezonul de iarnă, de fiecare dată când e spre toamnă. Sunt foarte multe lucruri care se fac pe lângă cum ar fi ce ar trebui să fac un salvator montan, dar e normal să le facă și atunci reparații la baze, pentru că avem surprize când pe unele refugii care sunt la cote mai înalte, acolo avem probleme cu acoperișurile care sunt și atunci băieții se duc tot timpul să vadă despre ce e vorba, reparații la acoperiș, la tot ce se poate din zona respectivă, ca să întreținem cât mai bine
toate refugiile și bazele. Da, a spus că am făcut o cabană. Nu, am făcut o bază, un refugiu salvamont. Nu e o cabană, nu e o, ca să înțeleagă toată lumea, nu e o cabană de recreere sau ceva, este un refugiu, un punct salvamont pe care băieții de la salvamont îl folosesc pentru timpul de permanență cât stau în partea pietrele gențiale. Bine, am avut și persoane care au ajuns târziu noaptea, a prins ploaia, n-au mai ce să, unde să mai pui cortul noaptea când plouă torențial și am poftit în cabană, s-au uscat, au dormit acolo, sigur, e un punct bun acolo. Refugiu, bun, exact, da, 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 exact, da, exact. Și l-am făcut, adică bani am avut jumătate de la, dintr-un proiect, cam ne-am băgat pe un proiect și jumătate de la Consiliul Județean, cu foarte mare înțelegere, însă am zis așa, n-are rost să dăm bani pe o manoperă din moment ce fiecare mai știu să facă câte ceva și cu munca băieților, că asta e și aici îi felicit, că nu, ei au făcut tot pentru ei, sunt folosite, dar sunt foarte pricepuți. Atunci cu ei am ridicat toată clădirea ce ți ai văzut drag, acolo. Cunosc că mi-e drag să văd când ajung înainte de pietrele și mi se pare că acolo era locul ei. Acum asta e o cu toată discuție. Cred că toate clădirile care poartă pe ele o siglă de un fel sau altul, Parcul Național Retezat, cam acolo ar fi trebuit să fie locul lor. Cu amplasamentul e o poveste interesantă, că ne-am zbătut în prima fază să luăm terenul pe proiectul acela de dezvoltare a zonei infrastructurii, zonei montane înalte. Nu l-am obținut terenul pentru că era în litigiu primăria cu proprietarul, cu noul proprietar. Când s-a terminat litigiu, hai să încercăm la nou proprietar, la cine era? Ocicoi, baronul Ocicoi, da. Și am zis, uite, ne trebuie un teren la pietre, acolo, știi tu, lângă cabana veche, jos, era o fundație unde era IFET, da, și da, uite, acolo, dacă se poate să ne dați, uite, vrem să facem un sediu al nostru, că na, nu avem. Și a zis, nu, nu acolo. Păi unde? Unde e acum? Deci aici e cel mai bun loc, a fost casa de vânătoare a familiei, e expus pe soare, e totul, îi vezi toți care intră, avea dreptate bătrânul, 94 de ani încă l-am prins, el, cu el am semnat actele de proprietatea terenului și l-a dat în secunda 2. Deci nici măcar n-a zis nu. Cum să deci nu salva munte? N-a fost nicio problemă, pentru că el era un om de munte. A prins perioada Parcului Național, când a fost proprietate, pe urmă retrocedat pentru a fi parc național. Mă rog, multe chestii. Și era un om de munte. Deci avem poze cu el acolo, cu Maria Magdalena și cu el, tânăr, și cu domnul Timaru, dacă îl știți, da, Dumnezeu să-l iert, cum așa. Să nu? Ei, el a venit personal și cu el am bătut țărușul și avem poze acolo la țăruș. Când am bătut țărușul pentru cabană. Da, e o istorie, da, sigur, sigur. Încă l-am prins în viață. Acum a decedat răposat acum câțiva ani. Da, pentru toate astea și pentru multe altele, cred că viitorul ar trebui să vă fie asigurat cel puțin ca acum. Chiar dacă se... Nu ca acum. Mai bine. mai bine. Că... Deci, acum e, acum să nu așa aducă într-o... tăieri de bugete, să aducă alt șef care să nu înțeleagă, pentru că contează foarte mult, da, să înțeleagă specificul activității. Exact. De multe ori ajung oameni care nu prea știu ei ce și cum. A, ce faceți voi acolo? Din punctul ăsta de vedere avem înțelegere. Eu ți-am zis și o mai repet. Singura problemă care nu putem să ne dăm peste cap să o rezolvăm e 15% procentul ăla care trebuie să-l reducem. Uite, din... vă dau deci asta e, nici noi, nici Consiliul, am stat la masă, ne-am tot strofocat cu juriști, cu asta și ne tot... Având în vedere că președintele Nistor are un cuvânt greu de spus în, la nivel de partid, la nivel național... Cu siguranță, chiar, da. Așa. Uite, iarna bate la ușă, luna decembrie încă în fața noastră. Ce ar fi să-l chemați pe domnul premier Ciolacu prin vocea președintelui Nistor? No, haideți să vedeți un munte, nu te duci la, mă rog, la Sinaia, la Pele sau la Babele cu telecabina, veniți în Retezat și veniți să vedeți cabana Salvamont. Și atunci, bine, văzând cum urcă nu până acolo, poate domnul Ciolacu va zice, da măi băieți, eu cred că logic este să revenim cu, nu știu cu ce, cu o hotărâre de guvern, cu ceva, în care se spună, uite, în cazul Salvamont nu se mai aplică această reducere, pentru că este
riscant pentru turiștii care vin. Absolut, nu știu dacă ajunge el în pietre, dar măcar în Răușor, și acolo avem o bază. În Răușor poate să meargă frumoasă, poate să meargă cu mașina. În pietrele e un pic mai greu, mai ales acum cu mașina nu se seama de dificultate. Acum a început să ningă în zona montană. Da, zăpadă, și jumătate de metru, la... cel puțin jumătate de metru către pietrele. Merge puțin cât poate până la conduct acolo. A fost domnul Iohannis într-o vară în pietrele. La un moment dat mă întrebau băieții dacă avem ceva, cei care erau de serviciu în pietele, m-au întrebat pe stație, avem ceva accidentat în zonă? Nu. Păi se tot învârte elicopterul aici. Nu, mă, n-avem nicio acțiune. După 10 minute iară prin stație. Au venit 4 jeepuri negre, mă duc să mă cer cu ei. Și într-adevăr s-a dus Gabi, colegul nostru, băi, știți că n-aveți voie aici cu jeepuri până acolo, până în pietele. N-aveți voie, că e par național, ați văzut semnul, cine sunteți voi? Astăzi nu ceau nimica. Păi, dar n-aveți voi, nu, așa și așa, că e legea, că sunt jandarmi, știi, nu ceau nimic. Deci, da, știi. Era și el dumneavoastră. La un moment dat apare domnul Iohannis. Opa! Nu mai zis ăsta nici. M-am cărat de acolo, că am văzut că nu-i ceva în regulă când era apărut. Era garda de corp cu tot ce trebuie, cu dar mașini. Dar cu ce cu la pietrele? Pentru un om de munte nu e un... Dacă nu, l-a pe jos... Nu, el a venit pe jos. A, el a venit pe jos. A venit garda înainte, s-a asigurat că e în regulă și s-a dus încolo, către Gențiana. Deci nu, au venit. Așa au fost și în parâng. Au venit jeepurile. Nu era nimeni în parâng. PND-ul, m-am nimerit acolo, eu. N-am știu de... La un moment dat s-a animat toată zona, a început secret, să vină, nu, da, să vină lume, da, și la un moment dat a apărut două jeepuri, trei, așa, a apărut domnul Iohannis, el a mers pe jos până pe Cârja, jeepul până aproape după el, până unde s-a putut, probabil au ei în protocolul lor, în procedurile lor, nu-i condamn. Eu m-am întâlnit cu Stolojan coborând de pe Peleaga în 2004. În 2004 a fost în Răușor. În vară, înainte de alegeri, candidat era chestia cu încă nu spusese Dragă Stolo, nu fusese faza cu Dragă Stolo, deci era candidat, dar era simpatic, am și poză cu Stolojan pe Peleaga. A stat la Răușor, da? Noi acolo am lucrat un pic la Răușor, cel de complex, și a venit, tot așa m-a rugat cineva, păi o să vină cineva, dar te rog frumos să nu spui la presă, să nu spui la nimeni. Ma cine vine? Când a venit, hopa, Stolojan. Dar nu a venit cu gardă de corp. Nu, a venit cu un prieten și cu băieții și s-au dus, le-am dat, chiar atunci era un băiat la noi, le-am dat un băiat să-i ghideze pe Daniel, s-au dus cu ei pe sus, 2 sau 3 zile a fost pe toată zona. Da, a stat în Răușor. Câteva zile bune. Da, deci ceva mai decent, nu cu antrenatorii. Nu. Bine, da, nu era nici președinte. Acum... Am înțeles ideea, nu că... Acum s-au făcut multe, divulgăm un pic, multe discuții de la președinte, la avion, nu știu ce, dar, păi, până la urmă, nu știu cine, nu persoana contează, ci funcția. E un președinte al unei țări. Hai să fim serioși, trebuie să aibă procedurile astea, altfel... Președintele Cehiei umbla cu avionul de linie. Problema nu e cu ce... Nu că un merge cu avionul, ci cu ce fel de avion și cât costă închirierea. Corect. Aici. Uite că a trecut, am divagat puțin, dar cred că discuția a fost... Mai sunt 3 minute. Da. Eu zic că totuși iarnă și să faceți rapid niște recomandări celor care merg pe munte. Că am văzut că sunt, am văzut o discuție recent, m-am cam enervat văzând acea discuție cu parângul și nu știu ce și vorbeam cu nevastă mea, zic, bă, dacă, că nu știu ce, că a fost sau nu a fost, zic, unul dacă pățea ceva de acolo, unul trebuia să pățească ceva și zic, ponoasele le trăgeau băieții de la Salvamon, că uite că n-au intervenit și nu știu ce. Deci... Da, în primul rând să urmărească prognoza meteo, pentru că tot timpul când este un cod galben, portocaliu, nu contează roșu, ce culoare are codul, spune destul de clar că este vreme nefavorabilă pentru a merge pe creasta montană, în primul rând. În al doilea rând, să aibă echipament foarte bun la ei, ce înseamnă. Când este pe timp de iarnă, să aibă colțari, pentru că sus poate să înghețe, piolet, un bocanc care să-i acopere glezna, cel puțin. De iarnă. De iarnă. Da. Da? Un pantalon călduros și dacă se poate și un suprapantalon peste pantalonul care este, o geacă de puf și totdeauna să aibă dacă se poate... Un echipament specific, de fapt, da. De, ca așa, noi de specific sezonului și
condițiilor meteo din... Acum, echipamente sunt și magazine, poți să cumperi de toate felurile. Și să renunțe la stilul ăla românesc. Lasă, doamne, nu spuneți mie. Problema mare, cum a fost și la grupul din... Da. Că a fost, te duci, vezi că e cod portocaliu de care o fi cum a zis și Doru. Bă, dar te duci 50 de oameni cu 3 ghizi. Nu o să înțeleagă niciodată ăia din mijlocul grupului cam ce ar vrea să spună ghizii. Dacă vine un ghiz și te ia prin surprindere... Cum a fost, de fapt. Da, cum a fost, am și văzut imaginile. Da. Ăla de la mijloc nu-l vede pe ăla din față. E greu de crezut pentru cineva care nu merge pe Nu că nu-l vede, dar ce înțelege el? Ce explicații dă cât merge în tur asta? Că ei s-au dus într-o tură încât să vețe ceva, să vadă ceva, n-au văzut nimic, să învețe ceva, n-au auzut nimic. Că ăla vorbește de la al doilea, nu se mai aude de viscol, de furtună și așa mai departe. Sigur, a sunat o femeie din grup. Erau de două ore, se învârteau un cerc și nu aveau niciun semn că ar am fi coborât. Am văzut că ghizii au fost, până la urmă, mie așa că au fost rezonabili și au mulțumit, pentru că au spus că, nu știu, poate că... Au fost rezonabil mai la sfârșit, așa că la început au umflat un pic mușchii pe ei, dar... Trebuie să punem, da, trebuie să încheiem emisiunea, dar mi-a făcut plăcere să fiți aici și eu doresc să ne vedem cu bine și să, la următoarea emisiune, care va fi în luna decembrie, probabil, să ne vedem spunând că lucrurile sunt în regulă. Doamnelor și domnilor, Ovidiu Bodean și Doru Oprișoni, director respectiv SEP Serviciu Salvamont, CJ Hunedoara, le mulțumesc, sănătate multă vă doresc, cât mai puține intervenții, le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit, la revedere, toate cele bune tuturor. Mulțumim și noi. Cum erau toți? Haide, că v-au, că v-au susținut. Dar vi se pare corectă viața? Lăsat fără imunitate parlamentară, fostul premier...